Mulțumesc, domnule președinte. Comisia pentru Cultură și Media a fost sesizată în fond cu proiectul de lege privind aprobarea ordonanței Guvernului numărul 33/2023 pentru modificarea legii monumentelor de for public. Proiectul de act normativ vizează, printre altele, modificarea și completarea legii monumentelor în sensul utilizării terminologiei unitare cu privire la monumentele de for public în tot cuprinsul actului normativ, clarificarea definiției monumentelor de for public, corelarea cu prevederile legii numărul 500/2004 și ale codului administrativ prin instituirea obligativității inscripționării monumentelor de for public în limba română și, când este cazul, și în limba unei minorități naționale, conform legii, sau într-o limbă de circulație internațională. De asemenea, proiectul de lege reglementează modul de elaborare a normelor cadru privind realizarea monumentelor de for public de către Institutul Național al Patrimoniului și aprobarea acestora prin ordin al Ministrului Culturii, crearea de către Institutul Național al Patrimoniului, precum și gestionarea și actualizarea unei baze de date și a unui site web public cu privire la monumentele de for public. Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. Comisia Juridică, Denumiri, Discipline și Imunități și Validări ne-a transmis un aviz favorabil. Comisia pentru Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital, aviz favorabil. Comisia pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Inteligența Artificială, aviz favorabil. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru Cultură și Media au hotărât cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenți să adopte un raport de admitere cu amendamente admise. În ședința sa, din data de 27 septembrie, plenul Senatului a hotărât retrimiterea proiectului de lege către Comisia pentru Cultură și Media pentru o nouă examinare în vederea întocmirii unui raport suplimentar. Ca urmare a acestei decizii, Comisia pentru Cultură și Media, întrunită în ședința din 11 octombrie, a reluat în dezbatere proiectul de lege. Ședința s-a desfășurat în format fizic. Comisia pentru Cultură și Media supune plenului Senatului spre dezbatere și aprobare raportul suplimentar de admitere cu amendamente admise și proiectul de lege privind aprobarea ordonanței Guvernului numărul 35/2023 pentru modificarea legii monumentelor de for public numărul 120/2006. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulțumesc. Senatul